Bună seara tuturor și bun venit la conferința noastră. Această conferință vă este oferită de către compania românească Freeways Global, producător în domeniul sănătății. Compania românească Freeways Global are în această seară un invitat special și anume pe doctorul Cătălin Luca, iar tema acestei conferințe este prezentarea gamei Artro în combinație cu încă un produs, multivitamine și minerale. Și de ce s-a ales această combinație? Deoarece împreună produsele din gama Artro și acest produs duc la rezultate foarte bune pentru sănătatea sistemului osos, articulațiilor și în această seară vom vedea în ce fel acestea se completează. Surpriza companiei este că pentru o parte dintre produsele care vor fi prezentate în această seară avem o promoție. Nu este vorba de întregul pachet, ci doar de produsele din gama Artro. Mai exact, avem trei produse în această gamă și anume Artro cu 180 de capsule vegane cu 7 ingrediente, Artro cu 90 de capsule vegane cu 3 ingrediente și Artro sub formă de pulbere. Această ofertă este valabilă pentru această promoție pentru produsele din gama Artro, este valabilă pentru România, pentru toate țările din Uniunea Europeană, inclusiv UK. Datorită legislației speciale din Republica Moldova, unde de asemenea avem un birou, un sediu deschis, acolo vom avea la promoție doar unul dintre produsele din gama Artro și anume Artro sub formă de pulbere. Care este promoția companiei? Produsele din gama Artro pentru România și celelalte țări din Uniunea Europeană și produsul Artro sub formă de pulbere în Republica Moldova vor putea să fie cumpărate la promoție 1 plus 1 bonus, adică plătiți un singur produs și primiți două. Însă această promoție este limitată atât în timp cât și ca ofertă, respectiv ea este valabilă doar timp de 24 de ore, de la noapte, de la ora 0, și este valabilă în limita stocului disponibil. Despre acest pachet de produse, care conține și gama Artro și, cum spuneam, multivitamine și minerale, ne va vorbi în această seară domnul dr. Cătălin Luca, medic primar de medicină generală cu competențe în medicina alternativă. În acest sens, menționăm studiile dânsului de Ayurveda efectuate în India. De asemenea, menționăm experiența sa în domeniul apifitoterapiei, acupuncturii, al noii medicine germane și în seara aceasta vom auzi o prezentare holistică ce ne descrie din mai multe puncte de vedere cum putem să obținem sănătatea sistemului osos, a articulațiilor, așa cum spuneam mai devreme. Însă, desigur, mai multe detalii ne va da chiar dânsul, așa încât îl salutăm. Vedem că este deja alături de noi. Bună seara, domnule doctor, și bine ați venit! O să vorbim astăzi despre gama de produse articular, Artro, se numește gama, și se referă la articulații. Noi am mai discutat despre, într-o anumită măsură, despre această gamă.
Și atunci când noi am creat aceste produse, Gamma Artro, care este sub formă de pulbere, așa cum o să o vedeți în curând pe ecrane, sub formă de pulbere, sub formă de capsule, flacon mai mare și flacon mai mic, ne-am gândit la, să zic așa, întreaga patologie care se regăsește sau toate problemele care se pot regăsi la nivelul articulațiilor, ținând cont, evident, plecând de la anatomia articulațiilor și urmărind pe baza, mă rog, studiilor care s-au făcut, să acoperim pe cât posibil o patologie cât mai amplă ce poate apărea la nivelul articulațiilor. De aceea am pus în aceste produse acele substanțe care să se adreseze unei game cât mai largi de probleme de sănătate la nivelul articulațiilor. Ce înseamnă de fapt aceste, ce sunt de fapt articulațiile? Noi avem un schelet, ca să spunem așa, deci un sistem osos. Ei, acest sistem osos, cu excepția unui singur os la nivelul gâtului, osul hioid, așa se numește, în rest, toate oasele din organismul nostru nu vin în contact una cu celelalte decât prin intermediul unei articulații. Sau mai bine spus, toate oasele din organismul nostru, cu excepția acestui os, sunt legate între ele, sunt interconectate, iar această conexiune între oase se realizează prin intermediul articulațiilor. Niciun os în organismul nostru nu vine în contact unul cu celălalt. Dacă ele vin în contact unul cu celălalt, atunci acolo este o patologie osteoarticulară cu, evident, consecințele de rigoare. Deci, cu alte cuvinte, toate oasele sunt legate între ele, sunt închegate, ca să spunem așa, între ele. De aceea noi avem această structură scheletică, ca să spunem așa, sistemul osos, care este foarte bine reprezentat și care are mai multe funcții, printre care aceea de a proteja organele vitale din organismul nostru, cum este, de exemplu, cutia craniană, oasele craniului care protejează creierul, cum este cutia toracică, coastele, sternul, care protejează organele vitale de la nivelul toracelui și așa mai departe, oasele bazinului. Deci, una din funcțiile acestui sistem osteoarticular este aceea de protecție. Al doilea și foarte important, de asemenea, este cel de locomoție, adică de mișcare. Sistemul osteoarticular realizează un sistem locomotor care, sau mai bine zis, prin intermediul căreia noi putem să realizăm toate mișcările. Da? În lipsa acestui sistem locomotor, noi am fi ca o legumă în pat și doar am mișca ochii. Nici măcar mandibula n-am putea să o mișcăm dacă nu ar exista acest sistem osteoarticular. Deci este, el este foarte important. În organismul nostru există 206 oase și 360 de articulații. Deci avem foarte multe articulații care rolul lor este conectarea elementelor osoase, ca să spunem așa, și crearea mobilității trupului nostru prin aceste conexiuni articulare elastice. Deci articulațiile nu sunt rigide, nu sunt plastice și în funcție de zona unde regăsim acea articulație, ea poate crea sau poate conferi mișcări de un anumit tip sau de alt tip. De exemplu, mișcarea mâinii mele se poate face, vedeți, și flexie și mișcare pe spate și laterală, da? Sunt, e o mișcare foarte complexă. Genunchiul, de exemplu, nu putem să ni-l dăm peste cap.
cum ar veni. Deci el se flexează doar într-o anumită direcție, nu se flexează și în direcția cealaltă. Laba piciorului are mișcări mult mai ample. Articulația oaselor capului, ele nu sunt mobile. Deci noi nu ne mișcăm componentele oasele capului între ele cum se mișcă mâinile, ci ele sunt fixe. Da? Deci fiecare articulație, în funcție de scopul pe care îl îndeplinește, are o anumită mobilitate. Această mobilitate este dată de compoziția sau structura acelei articulații. În funcție de natura tendoanelor ce ajung la nivelul articulației respective, în funcție de suprafețele celor două oase care se îmbină, articulația respectivă, mișcarea în articulația respectivă, se va realiza evident într-o direcție sau alta, cu o mobilitate mai mare sau mai mică. Ce înseamnă de fapt aceste articulații? Articulațiile, deci capătul osului este învelit de o structură cartilaginoasă, ambele capete ale osului, ale oaselor sunt învelite de o structură cartilaginoasă, ceea ce vine în contact nu este osul direct, ci este această structură cartilaginoasă care nici ea nu intră în contact imediat, ca să spunem așa, strâns, ci această articulație prezintă o căptușeală, ca să spunem așa, în interiorul articulației. Există o căptușeală, teaca sinovială, în interiorul căreia există un lichid sinovial, care ce face? E ca un fel de pernuță între cele două articulații, astfel încât atunci când se realizează mișcarea, să nu se realizeze pe muchiile, ca să spunem așa, sau denivelările anatomice ale celor două oase. Vedeți cum, de exemplu, aici la oasele mâinic, în ceea ce vă arăt, noi avem niște depresiuni. Dacă eu aș mișca permanent în direcția aceasta, s-ar freca aceste două structuri, oasele respective, sau mă rog, protuberanțele acestor oase, și e ca și cum, la un moment dat, se tocesc. Dar între aceste două noi punem o pernuță, care este exact constituită din această teacă sinovială și lichidul sinovial. Legătura dintre cele două articulații, că na, e ca și cum am luat aceste două structuri, le apropiem cu o pernă între ele, dar în orice moment se pot desface. Ei, articulațiile sunt străbătute dintr-o parte în cealaltă, deci de la o structură la alta, de acele cartilaje care sunt extrem de importante și care de fapt țin articulația. În funcție de natura acestor cartilaje, mișcarea se face mai amplă în mai multe direcții sau este mișcare rigidă. De aceea, atunci când vorbim de o articulație, vorbim despre o structură cartilaginoasă, vorbim despre o capsulă sinovială, pernuța respectivă, vorbim de lichidul sinovial, vorbim de tendoanele care leagă cele două articulații. Uneori pot fi implicate chiar trei elemente în articulația respectivă și vorbim de mușchii care se inserează prin intermediul acelor tendoane și care ce fac? Prin activitatea lor musculară, aceste structuri musculare trag articulațiile, ca să spunem așa, și nu le permit să se lase una pe cealaltă, ca să spunem așa. Deci nu se permite o presiune foarte mare, pentru că altfel s-ar crea o presiune foarte mare pe acea pernuță ce conține lichidul sinovial, care va duce evident la deteriorarea ei și apoi la deteriorarea articulației respective. Deci, această articulațiile din organismul nostru, nu vă gândiți la ele ca la ceva inert, pasiv. Articulațiile sunt extrem de
dinamice, ca să spunem așa, și ele sunt într-un lucru aproape permanent. Pentru că această tensiune pe care o generează tendonul și mușchiul permite ca articulația respectivă să-și păstreze dimensiunea, ca să spunem, și rapoartele în funcție de cele două capete ale oaselor respective. De aceea, de exemplu, dimineața există situații când ne trezim și ne dor articulațiile sau suntem, cum se spune, anchilozați. De ce? Pentru că în timpul somnului, când s-a produs relaxarea respectivă, oasele s-au apropiat, când există, evident, o anumită particularitate acolo, oasele s-au apropiat și ne e greu să ne mișcăm, pentru că mișcarea forțează, face această presiune de os pe os aproape. Și atunci, ce facem? Începem să ne dinamizăm mușchii, care mușchii ce fac? Încep să tragă de oase și le depărtează la distanța anatomică care e necesară și atunci noi putem să facem mișcările. Una este să am aceste oase lipite și vedeți când le mișc dor, una este să le am la o distanță oarecare și atunci eu pot să fac orice mișcare am nevoie. De aceea, de multe ori, am auzit persoane, pacienți care au venit și mi-au spus dimineața când mă dau jos din pat, abia mă mișc, îmi trebuie vreo 15-30 de minute ca să-mi revin și să pot să-mi desfășur activitatea cum e necesară. De ce? Pentru că undeva la nivelul pernuței respective ce conține lichid sinovial, nu mai este lichidul în cantitatea care trebuie, pernuța este prea mică și atunci când se relaxează mușchii și tendoanele, se apropie oasele respective mult mai mult decât e necesar sau decât e normal fiziologic și în această cauză ne dor oasele, cum se spune, sau articulațiile când începem să facem o anumită activitate. Un alt element care de deseori îl auzim este acela că suntem dependenți meteo, articulațiile noastre ne indică cum e vremea. Și poate de multe ori noi ne-am gândit că este o chestie din popor, folclor și că este doar un mit. Să știți că nu este așa. Această conexiune între starea vremii și articulații este una reală și asta, mă rog, au fost diverse studii, cercetări, dacă acest lucru este real și ce implică de fapt. Și într-adevăr, el este real din perspectiva faptului că atunci când se modifică presiunea atmosferică, de exemplu, scade presiunea atmosferică de afară, că se schimbă vremea, atunci scade o anumită presiune la nivelul tecii respective ce învelește articulația. Scăzând presiunea pe teaca respectivă, acolo sunt multe terminații nervoase, iar acele terminații nervoase sunt stimulate, ca și cum se destinde și sunt stimulate acele terminații nervoase și astfel apare acea durere la nivel articular prin scăderea presiunii atmosferice. Mai sunt anumite studii care spun că scăderea presiunii atmosferice scade o presiune la nivelul structurii musculare și tendinoase și atunci se modifică, e ca și cum se destinde articulația și iarăși se stimulează acele terminații nervoase și apare durerea. Și acest lucru este real, mai ales la cei care au o sensibilitate la nivelul articulațiilor, în sensul că acolo acele articulații au trecut prin anumite procese inflamatorii de-a lungul timpului și atunci au devenit sensibile sau terminațiile respective nervoase sunt destul de sensibile încât orice variație de presiune sau temperatură, că și la temperatură ele reacționează,
determină, evident, o anumită simptomatologie. Încep să doară sau încep să se înroșească sau încep să se înfierbânte și așa mai departe. Ceea ce am urmărit noi prin aceste produse, așa cum vă spuneam, a fost să cuprindem cumva toată patologia legată de sistemul articular. Ce se petrece la nivelul articulațiilor? Sunt mai multe etape sau sunt mai multe mecanisme care se produc la nivelul articulațiilor în sensul deteriorării acelei articulații. Poate fi, de exemplu, prezența unui anumit microorganism, bacterie sau chiar virus, la nivelul articulației, care ce face? Determină o inflamație la nivelul acelei articulații. Și astfel, atunci când apare această inflamație, se modifică claritatea și consistența lichidului sinovial, se modifică structura tecii sinoviale, se poate modifica inclusiv inflamația la nivelul cartilajului respectiv și atunci se modifică și structura și sensibilitatea cartilajului respectiv, se poate inflama, se pot inflama ligamentele care vă spuneam că leagă acele articulații. Deci, aceste microorganisme pot ajunge la nivelul articulațiilor și se determine o infecție, o inflamație, fie a lichidului sinovial, fie a tecii, fie a cartilajului, fie a tendoanelor. Și atunci, evident că apare patologia inflamatorie la nivel articular, care poate fi, cum vă spuneam, cu acea senzație de durere foarte mare, cu senzația de fierbințeală, cu umflarea, ca să spunem așa, a articulației, ea începe să se umfle și uneori chiar cu inflamația tendoanelor, care în timp, dacă acest episod inflamator se tot repetă, aceste tendoane încep să-și piardă din structură, își pierd din forța interioară a acestor tendoane, articulația devine prea moale, prea laxă, pentru că nu are cine să o întindă și să o țină, cum spuneam, în acea tensiune fiziologică. Aceste tendoane devin prea moi și atunci părțile componente din articulația respectivă, de foarte multe ori acest lucru se petrece la genunchi, de exemplu, avem niște articulații care țin patela sau osul respectiv de la nivelul articular, de la nivelul genunchiului, care acoperă cele două oase care se suprapun, sunt trei de fapt, și atunci când aceste ligamente suferă procese inflamatorii repetate, ele își pierd din puterea lor, ca să spunem așa, de a menține în poziție fixă și în această tensiune fiziologică componentele acelei articulații și atunci articulația devine slabă, laxă. Și poate ați auzit de multe ori că mi-a fugit genunchiul. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că acea articulație este mult prea slabă față de munca sau greutatea pe care noi o exercităm, presiunea pe care noi o exercităm asupra acelei articulații. Gândiți-vă că articulația genunchiului duce în timpul mersului de la 3 până la 6 ori mai mult greutatea corpului nostru. Pentru că noi atunci când mergem, ne lăsăm când pe un picior, când pe celălalt. De aceea, în patologia articulațiilor, a sistemului nostru articular,
De foarte multe ori este implicată greutatea corporală. Atunci când greutatea corporală este peste nivelul care ar fi necesar organismului nostru, cu alte cuvinte, când apare acest fenomen de obezitate, această supragreutate apasă evident asupra articulațiilor, articulațiile șoldului, articulațiile genunchiului, articulațiile gambei, chiar articulațiile coloanei vertebrale. Și atunci se creează ca și cum o presiune mult mai mare pe aceste articulații și ele, sub această presiune excesivă, pot determina anumite reacții dureroase, anumite reacții de modificare chiar a structurii articulare respective. În momentul în care tendoanele încep, în urma proceselor inflamatorii, încep să-și scadă din putere, din forță, porțiuni din aceste tendoane se duc, ca să spunem așa, fragmente din ele sau chiar fragmente din cartilajul care acoperă oasele, se duc în interiorul lichidului sinovial și acesta nu mai devine limpede, nu mai rămâne limpede, ci devine viscos și e ca și cum articulația nu se mai mișcă liber într-un mediu foarte bun, ci se mișcă într-un mediu din ce în ce mai viscos, din ce în ce mai greoi. Și atunci avem această, cum se observă, greutate în mișcare a acelei articulații. De ce? Pentru că inclusiv pernuța aia care ar trebui să confere o ușurință în mișcarea articulară, ea începe să-și modifice structura. Deci lichidul sinovial își pierde claritatea, ca să spunem așa, el devine din ce în ce mai viscos. Acest lucru se poate petrece și în urma proceselor inflamatorii, pentru că inflamația, v-am spus că poate apărea și la nivelul tecii sinoviale și la nivelul lichidului sinovial din interior și la nivelul cartilajului care învelește oasele respective. Și astfel, inflamația reprezintă un element important în patologia osteoarticulară. De aceea este atât de important să aducem în ființa noastră acele substanțe, în acest caz substanțe naturale, care ce fac? Sunt antiinflamatorii, sunt antibacteriene și antivirale. Distrug bacteriile sau virusul care s-ar putea înclava la nivelul articulațiilor și să determine aceste inflamații succesive ce vor duce la deteriorarea treptat a acelor articulații. Deci, procesul inflamator bacterian sau un alt element care este des întâlnit este faptul că procesul de regenerare la nivelul articulațiilor scade dramatic, ca să spunem așa, odată cu vârsta sau în funcție de stilul de viață pe care îl avem. Ceea ce duce evident la o lipsă a producerii de noi celule ce sunt implicate în compoziția acelei articulații. În sensul că inclusiv teaca sinovială se regenerează, deci are celule care se regenerează permanent la anumite cicluri celulare și dacă se încetinește procesul de regenerare a acestei teci, evident că ea nu mai funcționează. Lichidul sinovial se reînnoiește permanent. Dacă nu se reînnoiește, el începe să scadă în volum, ca să spunem așa, și începe să capete acea consistență viscoasă și evident că pernuța pe care se sprijină cele două oase devine din ce în ce mai mică și la un moment dat ne trezim că oasele stau una peste cealaltă și chiar există această expresie în popor că simt că când fac o mișcare simt că parcă e os pe os. De ce? Pentru că a dispărut această protecție, această pernuță care proteja capetele celor două oase și din această cauză, evident că
mișcarea, orice mișcare devine extrem de dureroasă și sunt persoane care efectiv nu se mai dau jos din pat sau nu se deplasează nicăieri pentru că le lipsește această componentă, lichidul sinovial, din articulația respectivă și atunci orice mișcare, când ne-am ridicat în picioare și vin oasele piciorului la nivelul genunchiului, de exemplu, și vine os pe os, durerea este atât de mare încât nu reziști și atunci mai bine stai în pat. Deci aceasta este o altă patologie și anume patologia la nivelul lichidului sinovial, care în permanență e necesar să fie regenerat, în permanență e necesar să fie reînnoit pentru a-și păstra claritatea și funcționalitatea fiziologică. Există patologie, vă spuneam, la nivelul ligamentelor care fie datorită unor traumatisme, fie datorită unor unui proces de regenerare scăzut cu privire la celulele care realizează sau din compoziția acelui ligament, pentru că și aici se regenerează ligamentul respectiv. Nu avem același ligament ca acum 20 de ani. Dacă acest proces de regenerare este încetinit din diverse motive, atunci evident că ligamentul respectiv începe să se deterioreze. Și treptat, treptat, efectiv nu mai face față, ligamentul devine atât de slab încât nu mai poate ține articulația respectivă la oaltă. Și de multe ori se face protezarea articulației respective. Un alt element care se poate petrece la nivelul articulației este să cartilajul în sine, la fel, fie sub acțiunea unui proces inflamator, fie sub acțiunea unor factori nocivi care încetinesc procesul de regenerare a acelui cartilaj, atunci evident că ceea ce învelește capătul osului respectiv și care protejează oasele în contactul de care vă spuneam, acest cartilaj degenerând, evident că nu mai protejează acest capăt de oaselor și atunci oasele intră în contact și devin foarte dureroase, foarte dureroase mișcările. Ceea ce este important să reținem este că articulația este o structură vie, mobilă, ce se schimbă în permanență, se regenerează în permanență. Ea nu este o articulație care, ca un gips, l-ai pus acolo și stă 50 de ani. Nu, în permanență se modifică parametrii acelei articulații în funcție de ceea ce facem noi. De exemplu, alimentația are un rol foarte important, poate favoriza, crea un mediu de inflamație la nivelul respectiv sau, din contra, să menține starea de sănătate acolo. Mișcarea e un element foarte important. Cu cât mușchii sunt mai bine dezvoltați în mod armonios, cu atât inclusiv tendoanele se întăresc și articulația este menținută în acea tensiune, ca să spunem așa, în acea poziție fiziologică și astfel ea poate să funcționeze foarte mult timp. De aceea, un element important este inclusiv mișcarea. Un alt element este stimularea și menținerea procesului de regenerare în parametrii în funcție de ce este necesar în articulația respectivă. Menținerea greutății în parametrii fiziologice a organismului, adică să nu trecem în acea etapă a obezității, pentru că aceasta creează o presiune foarte mare asupra articulațiilor și evident că ele se îmbolnăvesc mult mai repede. Acestea sunt doar câteva din, să spunem așa, cauzele care ar putea determina apariția patologiei, a problemelor de sănătate la nivelul articulațiilor. Ceea ce noi am făcut prin aceste produse Artro sub formă de pulbere sau sub formă de capsule, este să conferim articulațiilor suportul necesar pentru a lupta împotriva oricărui proces inflamator de la nivelul respectiv bacterian sau indiferent ce microorganism este acolo, să prin aceste plante, cum este de exemplu salcia sau cum este turmericul, cum este vitamina C, vin și distrug microorganismele care
au această tendință de a genera inflamația de la nivelul respectiv. Un alt element foarte important pe care l-am adus prin aceste plante este stimularea capacității de regenerare a țesutului osteoarticular. Și aici, repet, și intră în discuție și cartilajul, și teaca sinovială, și lichidul sinovial, și tendonul respectiv. Deci toate aceste structuri e necesar ca ele să se regenereze în parametri de care organismul are nevoie în articulația respectivă, pentru că nu este identică. Una este articulația, de exemplu, dintre vertebrele de la nivelul coloanei vertebrale, la meniscurile respective, este un anumit tip de articulație cu o anumită mobilitate, cu un anumit ritm de regenerare, și alta este articulația, de exemplu, de la nivelul genunchiului, care este mult mai solicitată, mai ales dacă facem un anumit sport sau avem un anumit tip de muncă care solicită mișcarea foarte mult a acestor articulații, și regenerarea este diferită. Dacă regenerarea este încetinită din diverse motive, atunci evident că nu se regenerează în timp util articulația respectivă și atunci apar dureri, suferințe inimaginabile. De aceea noi am pus aceste plante care să ajute în procesul, inclusiv în procesul de regenerare. Un alt element care e important este hrănirea articulației respective, pentru că articulația are nevoie de niște substanțe pentru a se genera structura articulară. Are nevoie de anumite substanțe care să facă cartilajul, are nevoie de substanțe care să facă teaca sinovială, are nevoie de substanțe care să facă lichidul sinovial, are nevoie de substanțe să facă tendonul respectiv, și sunt multe minerale, de exemplu, care sunt implicate în acest proces de hrănire a articulației respective. De foarte multe ori apar probleme la nivelul articulațiilor din lipsa de aceste substanțe, în special de substanțe minerale, dar și de vitamine, de exemplu, care intră, de fapt, în procesul de fabricare a articulației, ca să spunem așa. Noi am pus, vedeți aici, alga calcaroasă, care vă spuneam că are 70 de elemente foarte importante pentru organism, dar am pus inclusiv în această seară, cred că este și slide-ul următor, în care avem chiar asta, multiminerale și multivitamine, le-am adus în această seară în discuție, tocmai pentru că în lipsa acestor elemente nu se pot concretiza articulațiile. Și de multe ori noi luăm diverse substanțe care, să zicem, da, sunt antiinflamatoare, mă dor articulațiile sau am probleme cu articulațiile. Iau ceva antiinflamator sau iau ceva care să elasticizeze zona respectivă și să mă ajute să fie mai elastică. Dar uităm de acest element, de multe ori uităm de acest element, că acele articulații se hrănesc și ele, și ele au nevoie de hrană. Iar o mare parte din hrana acestor articulații o constituie vitaminele și mineralele. În lipsa acestor substanțe nu se poate genera lichidul sinovial. În lipsa acestor substanțe nu se poate genera cartilajul respectiv. De aceea este atât de important să aducem în organism inclusiv hrana care e necesară întregului sistem articular. Și v-am spus că sunt 360 de articulații. Deci foarte multe articulații cu funcționalități diferite, ca să spunem așa, cu mobilități diferite, și evident, unele din ele au nevoie și de anumite particularități în hrana pe care o primesc, ca să spunem așa. De aceea este atât de important să aducem în organismul nostru aceste substanțe, minerale și vitamine, care să conferă organismului tot ce are nevoie pentru a-și genera articulații sănătoase, pentru a-și regenera articulații sănătoase.
dacă poți să dai puțin înapoi, aceste, s-au mai zis, compoziția din plantele pe care noi le-am pus în artro, conferă chiar mai mult decât hrănire, conferă mai mult decât curățarea articulațiilor, pentru că dacă lichidul respectiv sinovial începe să se încarce cu reziduri sau cu substanțe oxidante, atunci s-a dus articulația respectivă și atunci avem nevoie ca să drenăm articulația respectivă. Deci, pe lângă hrănire, curățarea articulațiilor, stimularea procesului de regenerare și apărarea articulațiilor împotriva microorganismelor care ar putea să determine o inflamație în zona respectivă, noi am, prin intermediul acestor plante, noi am urmărit să mergem oarecum și la, să zicem așa, structura cauzală a, de obicei, a problemelor articulare. Și să știți că, din perspectiva cauzală, ca zic așa, la problemele articulare, vorbim aici sau găsim, regăsim aici așa numitul conflict de autodevalorizare. Am mai spus eu de el. El este specific pentru fiecare articulație, în sensul că devalorizarea respectivă, dacă are o anumită nuanță, se duce la nivelul, de exemplu, articulațiilor picioarelor. Nu am fost suficient de rapid să prind, nu știu, jobul respectiv sau situația respectivă de viață sau nu știu ce altceva. Sau nu am fost suficient de rapid să fug de o anumită situație. Sau nu am, nu sunt suficient de bun să duc pe umerii mei responsabilitățile familiei. Și atunci apar probleme la nivelul articulațiilor, umerilor, omoplaților și așa mai departe. La nivelul coloanei, nu sunt suficient de vertical sau într-o anumită situație nu a fost suficient de vertical, cum se zice, să iau atitudine sau să fac un anumit lucru, aceasta se va determina o problemă, apariția unei probleme la nivelul articulațiilor coloane și așa mai departe. Deci, sau nu am fost suficient de îndemânatic să prind un anumit lucru. Mi-a scăpat printre degete, cum se spune, și atunci apar probleme la nivelul articulațiilor mâini. Deci conflictul principal sau, mai bine spus, elementul declanșator al problemei respective de articulație îl constituie acest conflict de autodevalorizare. Nu am fost suficient de bun să. Și atunci, evident că se declanșează un program biologic la nivelul articulațiilor care va duce în timp la o modificare fie a hrănirii articulației respective, fie a procesului de regenerare a articulației respective, fie a procesului de apărare și așa mai departe. Un element pe care aș vrea să vi-l punctez, atunci când vi se umflă articulațiile, să știți că, dintr-o anumită perspectivă, e un lucru bun, pentru că ele, edemul, da, lichidul la nivelul articulației, apare doar în faza de vindecare a problemei respective de sănătate la nivelul articulației. Deci nu vă îngrijorați. Doar că, evident, e necesar să faceți demersul pe care organismul are nevoie pentru a ajuta procesul respectiv de vindecare și nu să-i dați în cap, cum de multe ori se petrece. Și aici vă spun că, din perspectiva cauzalității problemelor articulare, prednisonul, de exemplu, sau plaquenilul, sau știu ce alte medicații alopată, oprește procesul de vindecare la nivelul articulațiilor. Scade simptomatologia, dispare, poate chiar, simptomatologia pe moment, în urma administrării prednisonului, dar nu rezolvă problema respectivă, care este la nivelul articulației respective.
Plus că efectele secundare pe care le are prednisonul asupra ficatului, rinichiului și multe altele este chiar destul de mare și destul de dăunător. Ceea ce am făcut prin aceste produse, prin artro, a fost să ajungem la nivelul articulațiilor prin aceste plântuțe, să ajungem la nivelul articulațiilor și să ajutăm articulația în, din toate perspectivele. Inclusiv, de exemplu, am pus în, în capsule, în slide-ul următor, să vedeți că există tămâie, ceea ce face ca prin intermediul ei să topească acele ciocuri, de multe ori ați auzit, ciocuri la călcâie, ciocuri la coloană, ciocuri la diverse zone articulare. E, tămâia asta face, topește acele ciocuri din zona respectivă. Turmericul, la fel, topește ciocurile respective și astfel ajută la eliminarea și acestui tip de patologie care există la nivelul articular. Administrarea se poate face și intern, dar ea se poate și dubla extern, în sensul că, de exemplu, luați un pic de pulbere, o amestecați cu argilă și cu apă, faceți ca o pastă și puneți pe articulația respectivă și atunci principiile active ale plantelor se duc direct la nivelul articulației și astfel putem beneficia de efectul extraordinar a acestor plante, atât intern, atunci când le administrăm, le înghițim, dar și extern când facem cataplasma respectivă cu substanțele din capsule sau din pulbere. Acestea au fost elementele legate de artro. Începe sezonul rece și vă spuneam că la diferențele de presiune și diferențele de temperatură articulațiile au tendința să doară, mai ales dacă există și un fond inflamator acolo, atunci articulația este foarte sensibilă sau mai bine este sensibilizată și orice mică presiune, mică diferență de presiune va stimula terminațiile respective care vă spuneam și va determina durerea articulară. Inclusiv diferențele de temperatură la fel stimulează acele receptori, acele terminații nervoase care vor duce la amplificarea durerii la nivel articular. Mai mult de atât, intrând în iarnă, ca să spunem așa, mișcările noastre sau activitatea noastră fizică tinde să încetinească și să se reducă, ca să spunem așa, apare așa o tendință spre hibernare și asta va duce evident la o scădere a forței musculare și a întinderii osteoarticulare a tendoanelor respective din articulații, ceea ce va duce la o presiune mai mare asupra articulațiilor și evident durere mai mare. Lipsa mișcării duce la o lipsă a drenajului lichidului sinovial, ceea ce îl face ca el să devină mai tulbure, mai vâscos, mai puțin funcțional și atunci evident că iarăși apare durerea. De aceea, mai ales în această perioadă, eu zic să fie o perioadă pregătitoare pentru a ne prinde frigul și presiunea atmosferică diferită, pregătiți din punct de vedere osteoarticular, astfel încât să nu existe dureri, să nu existe limitări în mobilizarea articulațiilor noastre. Și din păcate, sistemul nostru de societate pe care îl avem este extrem de devalorizant. Se observă asta peste tot. Mai ales la nivelul multinaționalilor și în anumite structuri, există, am observat de-a lungul timpului, chiar și vorbind cu persoane din HR, din resurse umane, există această tendință de devalorizare. Nu ești în stare să, n-ai terminat la timp proiectul, n-ai făcut nu știu ce și atunci, în acele momente, pot apărea acele reacții emoționale de autodevalorizare care vor duce
neîntârziat la nivelul articulațiilor, la o patologie la nivelul articulațiilor. Ceea ce fac aceste plante prin structura lor informațională este să ajute inclusiv în această direcție a cauzalității. Pentru că, de exemplu, turmericul aplică foarte mult încrederea în sine. Și tămâia indiană, la fel. De aceea, aceste plante sau aceste produse artro, gamma artro, ajută atât la hrănirea articulației, la decongestionarea și drenarea articulației, la regenerarea articulației, la apărarea articulației împotriva diverselor microorganisme care ar putea determina inflamația în zona respectivă și inclusiv la ajută la rezolvarea acestei cauzalități care de multe ori este conflictul de autodevalorizare. Acestea au fost elementele vis-a-vis de aceste produse artro și de multiminerale și multivitamine care vă spuneam că sunt esențiale în întreținerea articulațiilor fără de care ele nu au cum să-și păstreze elasticitatea și funcționalitatea. Să începem să răspundem la întrebări. Bărbat 55 de ani, are 30. Spondilit anchilopectică gradul 4. Deci, la el e necesar argin coloidal, zeolit, artro și scoica verde. Ajută foarte mult. Și cumva, dacă poate, din alimentație să regleze puțin, în sensul că pe cât posibil, cât mai puțină carne, ca să zic așa, și cât mai puține lactate. E un element important și chiar și ciocolată, dacă poate să o scoate. Maladia Hoffa, femeie 46 de ani, această maladie legată de genunchi și inflamația respectivă de multe ori este foarte dureroasă. Se crește țesutul adipos de sub genunchi. Aici e bine dacă se aplică și extern, adică să se ia intern argin coloidal, zeolit, artro, aur coloidal și local să se facă acest amestec argilă cu pulbere de artro, de exemplu, și să se aplice cu apă, evident, să facă ca o pastă, se aplice pe articulația respectivă, astfel încât efectul să fie, sau mai bine să acțiunea asupra articulației să fie și intern și extern. Noi avem niște centuri cu magneți care conțin și turmalină, care este un element extrem de important asupra articulațiilor, adică au un efect foarte puternic, dar au și magneți, care reglează foarte mult funcționalitatea, armonia, starea fiziologică a articulațiilor respective. Și avem inclusiv genunchiere și pot fi folosite cu succes. Chiar și eu le-am folosit că, mă rog, am fost cu minte la un moment dat la schi și mi-am forțat genunchiul stâng pe o pârtie mai abruptă și atunci evident că el îl resimt uneori când fac anumite activități sau când este frig, de exemplu, și folosesc genunchiera respectivă. Este foarte, foarte util.
Domn doctor, știți, vă rog, și primul mesaj de sus. Primul mesaj. Aici ambii vă auziți, Windows Microsoft. Bună seara, examenul RMN a arătat modificări degenerative distroice la nivelul elementelor discovertebrale. Domnișoara, 38 de ani, cu dureri de spate, ce recomandați? Argin coloidal, aur coloidal, scoică verde, artro. Alga calcaroasă. Sau Ormus Stem 24 Artro. Este extraordinar de bun pentru asta. Și chiar Ormus poate pune picături de-a lungul coloanei vertebrale pe piele și să stea puțin să se intre, cum ar veni, sau să se întinde pe piele picăturile respective, să intre direct la nivelul coloanei vertebrale. Și dacă în timp ce îi se face, să zicem, ungerea cu Ormus pe spate, realizează și o mentalizare pozitivă că coloana este perfect, sănătoasă, regenerată și armonioasă, atunci efectul este și mai puternic. Așa, aici am citit, aici am citit. Care e diferența între capsule și pulbere din punct de vedere al citeții? Ambele sunt foarte puternice. Într-una am pus gheara diavolului și măslinul, de exemplu, ca antiinflamator, și gheara diavolului ca și regenerator și antiinflamator. În cealaltă am pus mai mult salcia și turmericul. Ambele sunt extraordinar de eficiente. Dacă există, de exemplu, depuneri sau ciocuri, folosiți capsule pentru că au tămâia și ea topește. Dar ambele sunt foarte eficiente. Preparatul, da, ar fi benefic și în cazul osteoporozei. Doamna are și o osteoporoză și o spune. Da, evident. Păi are alga calcaroasă, care este extraordinar de bună în osteoporoză. Deci, aceste plântuțe se ocupă de întreaga articulație, ca să spunem, de întregul sistem osteoarticular, mai bine așa. Adică și oase, și articulații. De-aia am pus inclusiv alga calcaroasă în mod special și de-aia astăzi v-am spus de multiminerale și multivitamine. Pentru că sistemul osteoarticular este cel implicat. Și înseamnă oase, cartilaj, lichid sinovial, teacă sinovială, tendoane și așa mai departe. Deci este întregul sistem. Este foarte, foarte bun inclusiv pentru osteoporoză. 36 ani, distrofie musculară de putin la 20 de ani, al 36 de kilograme. Acolo e altceva. Este un alt tip de conflict la distrofia musculară și vă recomand, pe lângă terapie emoțională, e necesar să găsim conflictul care a declanșat programul respectiv biologic, să-i dați Ormus Stem 24 aur coloidal, argin coloidal. Conartoză gradul 1, ce recomandați? Exact ce v-am spus. Deci, argintul, artro, scoica verde, multiminerale, multivitamine. Dar, repet, și argintul coloidal. Chiar astăzi m-a sunat o pacientă care i-am dat artro și scoica verde. Avea niște dureri cumplite de toate oasele, îmi spunea că odor toate oasele, nu mai știu ce să facă. Și am dat
a luat scoica și Quattro și îmi spunea că prima săptămână i-a fost foarte frică pentru că i se umflaseră articulațiile și era panicată pentru că nu știa dacă e un lucru bun sau rău. Evident, a comunicat și i-am spus că e un lucru foarte bun, este faza de vindecare, așa cum vă spuneam. Și după o săptămână, articulațiile au început să cedeze unui edemul respectiv și acum m-a sunat și mi-a zis pe 3 luni să-mi trimiteți pentru că nu mă mai dor articulațiile, diferența este foarte mare între cum mă dor acum puțin și cum mă dureau cumplit înainte și chiar astăzi m-a sunat. Era foarte încântată de articulațiile ei și cum se mișcă acum, înainte fiind o femeie mai în vârstă, era foarte greu să se miște și chiar să stea să facă mâncare, pentru că dura oasele foarte tare. Zgomote constant la nivelul urechilor, țiuitul, diurne și nocturne, hipertensiune, femeie 46 de ani. Se facă un amestec aur și argint și se pună tampon, se moaie în aur și argint și se pune în ambele urechi. Se ia intern aur și argint, cardio și zeolit. Pentru dureri de umeri, ce recomandați? La fel. Artro, scoică, argint. Zeolit. Și puteți spune chiar și cataplasmă. Și mai ales să vedeți, să verificați ce anume cărați în spate mai mult decât puteți duce. Ca să spun așa. Pe umerii noastre, ce responsabilități v-ați asumat și pe care considerați că nu puteți să le duceți și pe cazul să renunțați la ele. Din păcate, citeam niște statistici, problemele articulare erau întâlnite, ca să zic așa, acum mulți, mulți ani, peste vârsta de 50 de ani. Acum, aceste probleme articulare se resimt deja de la 20-30 de ani, auzim tineri că îi dor oasele, dor articulațiile, că nu pot face anumite mișcări, că sunt anchilozați și așa mai departe. Bine, acum chestia asta cu online-ul și cu școlile online în care copiii nici mai aleargă prin curte, nici mai fac mișcare, stau toată ziua pe net, e cumplit. Și vă zic asta pentru că am specimen acasă și îl văd. Deci lipsa de mișcare, de mobilizare a articulațiilor, pentru că atunci când noi mobilizăm articulațiile, sunt stimulate procesele interioare și atunci se regenerează articulația respectivă, se hrănește articulația respectivă și multe altele, se decongestionează, se detoxifică articulația respectivă, se drenează, ca să zic așa, și multe altele. E, când stăm toată ziua degeaba, în fața calculatorului, evident că articulațiile suferă foarte mult. La care se mai adaugă și, vă spuneam, acest tendința societății de devalorizare care duce într-un ritm foarte rapid la o patologie din ce în ce mai complexă a articulațiilor și din ce în ce mai timpurie. Da? Dacă înainte eram obișnuiți că bătrânii să se plângă de oase, de dureri de oase, acum sunt foarte mulți tineri care se plâng. Ceea ce nu e un lucru bun. Dacă mai aveți întrebări. Domn doctor, deci copiii de la școală care îi doare spatele, deci tot poți să ia artro? Da, bineînțeles. Așa, a doua întrebare. Mama mea o doare genunchi, are gonartroză gradul 3. Și mergem puțin ultimul timp. A fost la o nuntă, a dansat și a doua zi n-o dureau genunchi. Concluzia că trebuie să miște mai mult ca să nu doară? Da,
Să faceți nuntă în fiecare zi? Luați o bicicletă de cameră. Luați o bandă de deplasare dacă nu poate să iasă afară. Și puneți-o să facă mișcare. Cu cât articulația stă mai mult, cu atât ea degenerează. Cu cât ea este mobilizată, evident, în mod fiziologic, adică nu facem escaladări pe munți sau știu ce altceva. Deci, cu cât articulația este folosită în mod fiziologic, normal, zilnic, cu atât ea se întreține, ca să spunem așa, se regenerează, se reface, se hrănește. Dacă ea este anchilozată, atunci ea nu cere, e ca și cum de acolo nu pleacă semnale către organism, să vină către ea substanțe care să o hrănească, să o regenereze, să o detoxifice și așa mai departe. Nu vin semnale, pentru că nu pleacă de acolo, că ea nu e folosită. Și atunci organismul nu îi dă atenție, ca să spunem, își îndreaptă atenția către ceea ce folosim, nu către ceea ce stă degeaba. De aceea este atât de important, mai ales peste o anumită vârstă, să stimulăm mișcarea. Eu pe lui taic mi-a spus să se ducă cu bicicleta și să plimbe. Și face lucrul ăsta. Acum l-am pus la muncit la casă și face casă. Deci mama tot timpul prin curte, se apleacă, se ridică, se îndoaie, se permanent. E foarte important acest lucru. Cu cât stă articulația aia mai mult, cu atât se strică mai repede. Da, mulțumesc mult! Cu drag. La fata cu distrofie musculară există o substanță în mușchi care îi distruge. Da, dar substanța aia în mușchi care îi distruge s-a declanșat sau a apărut și e funcțională la nivelul mușchilor pentru că de aici a plecat o comandă. De aici a plecat o comandă care a dat substanța respectivă care îi distruge mușchi. Și, repet, ormusul ajută extraordinar de mult. Și ormusul și aurul coloidal și argintul coloidal și stem 24, exact așa cum v-am spus. Dacă eventual ne auzim ulterior pentru mai multe detalii. Pentru melena, adică sângerarea datorită medicației alopate. Ce se recomandă? Melena este o sângerare digestivă care poate fi cauzată, adică poate avea mai multe cauze. Și e foarte important de văzut din ce cauză. Fie este o ciroză hepatică cu varice esofagiene, fie este o eroziune gastrică, fie una duodenală. Trebuie văzut din ce cauză și rezolvată cauza. Dacă e datorită medicația alopată, să oprească medicația alopată. Aici e necesar să luăm pansamente în funcție de unde e problema. Că e esofagian, că este gastric, că e duodenal. De luat fier, pentru că se pierde foarte mult fier prin această sângerare digestivă. Fier organic. Alga calcaroasă, că se pierd și anumite substanțe. Dar trebuie văzut exact de unde este. Ce durere sufletească poate ascunde durerea în mijlocul spatelui? De obicei pot fi două cauze. Una, într-adevăr, durere sufletească, dar și una mecanică. Noi, de obicei, nu prea știm să cărăm lucruri sau să le ridicăm de la sol, ca să spunem așa. Noi le ridicăm cu musculatura spatelui în loc să ridicăm cu musculatura inclusiv a picioarelor. Noi ar trebui să flectăm genunchii și să luăm greutatea respectivă, să o ridicăm având spatele drept. Și atunci nu se forțează musculatura de la nivelul spatelui, din zona lombară. De multe ori apar dureri lombare pentru că noi nu știm cum să ridicăm obiectele de jos. Le ridicăm din coloană în loc să le ridicăm din musculatura, restul musculaturii corpului. Și atunci evident că apare durerea de mijloc. Din punct de vedere
să zic așa, sufletesc, este conflict de devalorizare. Așa cum v-am spus. Nu sunt suficient de bună sau de bun. Avem o întrebare mai sus cu o fată de 36 de ani. V-am spus. Nu ați fost atent. Asta, cu distrofia musculară. V-am zis ce să văd. Ormus, stem, aur argint și chiar comprese și masaj pe coloană cu ormus, pentru că va hrăni terminațiile respective nervoase care vor duce la niște semnale către mușchi. Sau este și altă întrebare și unde o să nu? Am spus. Asta. Mai e și alta? Nu. Asta e tot. Ok. Dacă mai aveți întrebări. Domn doctor. Mai am eu întrebare. Poate fi într-adevăr cauza că mama mea o dor genunchi, cauza că tatăl a fost bolnav cu inima, toți aveam grijă de tata. Apoi mama s-a îmbolnăvit cu genunchi, deja tata a uitat de inimă și are grijă de mama. Prin boală avea nevoie de susținerea de grijă noastră? Nu. Bine, putem face speculații, dar nu. Mama are grijă, are nevoie de grijă noastră, indiferent că e cu bolnavă cu oasele sau nu. Deci nu e asta. Nu este acest conflict, da? Nu, mă repet, conflictul de devalorizare este cel implicat în patologia articulației. Trebuie să spunem toată ziua cât de minunată este, bună, deșteaptă și... Da, da. Îi redați încrederea în sine. Dar uleiul de gosfele îl poate folosi și intern și pe gen la genunchi. Mersi, o seară frumoasă în continuare. Doamne, ajută și mai mult. Bună seara, domnul doctor. Bună seara. Sunt Angela Borza. O întrebare, vă rog frumos. O rudă apropiată din familie are un diagnostic stabilit, cam de, cât să zic eu, 20 de ani, spondilită anchilozantă ortopoietică. Și ca manifestare așa la vizibil, există așa un fel de S la coloană, chiar și aplecare în față, rigidizare destul de puternică, că ca un robot deja se mișcă și se întoarce. Cosește cumva cu piciorul, tendința așa, parcă nu unul din picior, nu mai știu acum, dreptul, cred că dreptul face mișcarea asta. Și acum mai nou, el nu locuiește în țară, ci în străinătate, îi s-a propus la genunchi ca să se facă o operație, căci că acolo s-a depus un fel de cartilaj și trebuie paroscopic eliminat. Ce puteți să ne ajutați, dacă vă rugăm, și vă mulțumesc. E necesar să văd acele rezultate. Rezultate? Da, ca să-mi dau seama exact despre ce e vorba. Ok. Atunci accesez o consultație și rog să intre, bine? Da. E pe state, trebuie cumva să vă sincronizați atunci să specific la București chestia asta. Da, și să-mi trimită mai întâi analize, investigații ce are, să le citesc, să văd despre ce e vorba și după aia vorbim la o consultație. Deci prima dată să vă trimită unde? Pe mail. Pe mail? Eu nu l-am. Îl cer de la fete, da? Mihaela sau Paula. Ok. Bine, mulțumesc. Mulțumesc. O seară frumoasă și vă mulțumesc. Cu plăcere, sănătate. Noapte bună. Mersi la fel.
Ok, dacă nu mai sunt întrebări, atunci... Domn doctor, ultima întrebare. Deci copiii de vârstă școlară, e suficient doar mineralele, multivitamine și minerale sau totuși și artro? Păi nu, artro este pentru articulații, în mod special. Multiminerale hrănesc articulațiile, dar nu realizează restul funcțiilor. Deci împreună, da. Mersi mult. Ok, atunci ne auzim. Vă doresc o seară minunată și cu ajutorul Bunului Dumnezeu să ne vedem sănătoși și data viitoare. Mulțumim! Mulțumim foarte mult și ne revedem săptămâna viitoare la evenimentele de luni și marți cu doctorul Cătălin Luca. Câteva informații din partea companiei. Pentru cei cărora doctorul Cătălin Luca le-a solicitat mai multe detalii pentru a putea să ofere un tratament personalizat, vă spunem că există un produs care se numește Consultație cu doctorul Cătălin Luca și care poate să fie pus în coșul de cumpărături, la fel ca și oricare alt produs al companiei. În acest fel veți beneficia de 40 de minute online sau la cabinet cu doctorul Cătălin Luca. Cei care nu aveți încă un cont de client Freeways, puteți să solicitați informații despre cum puteți să-l creați de la persoana care v-a invitat în această seară aici sau puteți să reveniți la pagina de Facebook sau la orice alt canal de pe care ați aflat informația și cu siguranță acolo găsiți un e-shop și punând în coșul de cumpărături orice produs Freeways, automat deveniți clientul companiei. Atenție, acest lucru nu este valabil dacă cumpărați produsele de la o altă sursă. Și acum să anunțăm partea cea mai plăcută și anume promoția companiei. Ați văzut în această seară prezentarea mai multor produse care combinate contribuie la sănătatea sistemului osos și a articulațiilor. Vestea bună este că o parte dintre aceste produse sunt la promoție în ziua de miercuri, adică mâine, în felul următor. Pentru România, celelalte țări din Uniunea Europeană și UK, sunt la promoție 1 plus 1 bonus toate produsele din gama Artro. Pentru Republica Moldova, promoția este doar pentru produsul sub formă de pulbere. 1 plus 1 bonus. Evident, promoția este disponibilă în limita stocului alocat acestei promoții, adică atunci când se termină stocul, se termină și promoția. În timp, teoretic, promoția durează 24 de ore, începe la ora 0 la noapte și este valabilă toată ziua de miercuri, adică până miercuri seara la ora 23:59. Însă, așa cum am spus, în momentul în care stocul se termină, se finalizează și promoția, acest lucru se poate întâmpla mult mai repede, depinde de interesul vostru pentru produse. Acestea fiind spuse, noi vă mulțumim că ne-ați fost alături și în această seară. Vă reamintim că săptămâna următoare ne revedem la evenimentele cu doctorul Cătălin Luca. Luni seara este evenimentul care prezintă în mare portofoliul companiei și care prezintă cele 5 procese esențiale pentru sănătatea corpului. Iar marți seară vă așteptăm la o nouă conferință dedicată unei alte teme pe care o vom afla duminică.
Sper că v-am făcut curioși să ne revedem săptămâna viitoare. Vă dorim o seară cât mai plăcută și noapte bună!